pe Constantin Istici și Marinela Zegrean Istici, o familie premiată în 1991. Le spunem împreună bun venit la Craiova. Bună seara! Bună seara, soț bine v-am găsit! Soț și soție, iată, revenind la Maria Tănase. Un alt laureat al ediției din 1991 și mai apoi în 1993, e un nume care sunt sigură va stârni o reacție din partea dumneavoastră pe măsura valorii sale, Cristian Pomohaci. Bună seara! Și un alt an care a făcut ca un premiu de aici, de la Festivalul Maria Tănase, să meargă către județul Prahova. Este 1997, o laureată din acest an, Carmen Iordache. Să începem cu familia. Am să vă rog să vorbiți la microfonul acela, cred că e mai ușor. Cum a fost în 1991? Care a luat premiu? Ce? Povestiți-ne puțin cum a fost. Eu am luat un premiu puțin mai mic decât soțul meu. Și v-a supărat? Dar un premiu foarte mare, nu. Pentru că Festivalul Maria Tănase a fost, este și va rămâne un festival foarte important, un adevărat test de valoare interpretativă, repertorială și, de ce nu, și un test de emotivitate. Pentru că și acum avem emoții, să recunoaștem. Erați căsătoriți atunci? Nu, dar muzica ne-a unit. Îi mulțumim frumos. Are emoții. Bun. Acum așa are emoții încât a uitat. Era căsătorită, sigur că eram căsătoriți. Bun. Da. Dar iată ce se întâmplă, vedeți? Bun, stați așa, hai să întrebăm. Acum e în regulă, deci sunteți căsătoriți în continuare? Eram sau căsătoriți, dar are și era mic. Și încă aveam copil, sigur că da. În caz că a uitat. Bun, hai să spunem oamenilor că, care este originea voastră, de fapt. Spune-ne unde te-ai născut. Eu sunt oltean, născut în Coțofenii din Față, localitate care dă numele culturii Coțofeni. Deci din Oleti cu Timpuriu. Aici, la 18 km de Craiova spre Filiaș. Și vă dați seama ce premiu minunat, da, să-și iau ardeleancă de soție. Da, locul întâi la instrumentiști și mi-am luat o ardeleancă cu ocazia reprezentării județului Dolj la festivalul Cântecele Iancului, organizat de județul Alba la Câmpeni. Atunci v-ați întâlnit prima oară. Da, atunci nu eram căsătoriți. Cred că mă gândeam la festivalul care ne-a unit, de fapt. Da, eu sunt ardeleancă, sunt născută în satul Ceaba, comuna Sânt Mărtin, județul Cluj. Locuim în Gherla momentan. Și avem un băiețel care sperăm să ne urmeze și îl cheamă Rareș Cristian Istici. Să vă trăiască și iată că... Și să căsătoriți la anul. Și părintele, părinte, cu permisiunea de noi. Nu-i problemă, și facem și nunta de argint. Și invităm pe părintele Moaci să ne cunune. Da, părinte? Viu numai la Coțofenii din Față. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, am să-l invit pe părintele Cristian Pomohaci să ne spună cum a fost atunci, în 1991, pentru domnia sa. Pentru că atunci am venit cu Marinela, am fost în aceeași generație cu Marinela și bucuros că mi-am adus aminte de... Dar știți dumneavoastră ce-i baiul, doamnă Iuliana? E tare de mult de atunci. Nu-i chiar așa de mult, dacă poate... ne gândim că Ionela Prodan a câștigat un premiu în 1971 și avea amintiri extrem de puternice, cred că 1991 nu e așa departe. Așa că mă gândesc, Cristian Pomohaci, concurentul, care a fost cea mai mare teamă în momentul în care a urcat pe scenă aici? M-ați mai întrebat odată la Sibiu ce părere am despre ceea ce se întâmpla la Sibiu. Și am zis, n-am nicio părere că sunt așa de emoționat. Cred că tot așa ar trebui să răspund și acum, dar dacă mă aduc aminte și să dau timpul în urmă, era mult mai bine că eram tânăr, era mult mai bine că eram curajos, poate că acum n-aș mai avea încă o dată curajul să urc într-un concurs ca cel ce înseamnă Maria Tănase și ceea ce înseamnă Craiova. Și pentru că eram atât de îndârjit pentru faptul că n-am luat premiul întâi. Dacă ți-aduci aminte, Marinela, dimineața am fost anunțat pe listă cu premiul întâi și dumneavoastră cu premiul 2 și până seara s-a decalat programul. Eu am fost mulțumită și cu premiul 3, părinte. În 93 am venit din nou la Maria Tănase și ca să fiu sigur că eu premiul întâi și aviz celor care ați venit în concurs, când sunteți mai siguri, atunci o pățiți.
Ca să fiu sigur, atunci în 91, la când am fost noi Marinela, primul întâi și Maria Mateș de la Cluj și primul special al jurului Grigore Leșe. Am venit în 93 și am adus cu mine un arsenal de folclor. Am adus pe Lelea Reghină Tăpălagă, cei care iubiți Maria Tănase, dacă vă mai aduceți aminte, pe Cristian Pomohaci tânăr și cu o femeie de 87 de ani la Maria Tănase, vă amintiți? Și cu doi bătrâni din Țagu, dumnealui avea 85 de ani și bătrâna Lelea Marișcă 83 de ani. Și am dormit cu dumnealor într-o cameră, îngăduiți să spun ceva nostim. Știți cum umbla cu dumnealor? Ca și cu... nu cu ouăle. Ouăle ieftine, dragii mei. Cu bibelourile, așa îmblam. Și i-am culcat în cameră, era un regim auster atunci, știți dumneavoastră după cum era și așa. Și noi aveam slănina, lăpită și apă, le dădeam la geță bătrâniei să mănânce. Niște oameni nebuni care au venit cu un copil. Avem 20 de ani, 21 de ani atunci. Și au lăsat tot și au venit cu mine la Craiova. I-am pus în pat să doarmă, eu am dormit pe fotoliu, pentru că nu era în cameră, de pe două paturi. Și baba cu bătrânul Cadar a dormit într-un pat, Lele Grină Tăpălagă în alt pat și am stat pe un fotoliu, zic să face ziua și să treci o noapte. Am adormit într-un dărab de vreme, am adormit și când m-am trezit, Lele Grină nu mai era în pat. Era cătă dimineață. Și mă uit în baie, nu-i Lele Grină. Ies pe hol, nu-i Lele Grină. Eram la un hotel, cel mai înalt hotel din Târgu Jiu, din Craiova. Nu Jiu, altfel îi zice. Cum? Cât e etaj are palasul? În fine, trecem peste, așa. Și nu o găsesc pe Lele Grină nicări. N-aș vrea să știți ce emoții am avut atunci. Am și văzut copârșeu, am văzut clopote trasă, am văzut oameni care mi reproșează că am omorât-o pe babă la Craiova. Și ziare scrisă și cobor la recepție. Doamnă scumpă, n-ai văzut o femeie bătrână, imnică, grăiește mult, îmbrăcată țărancă, e cu 8-5. Nu. Mă duc la domnul de la poartă, la ăla care deschide și închide ușa. N-ai văzut noi și noi, o femeie imnică, poate că n-ai văzut că era imnică. N-am văzut-o, cum eu sunt aici, nu intră nimeni, nu iasă nimeni fără mine să știu. Aici e mine obcicat undeva. Și mă duc pe jos, pe scări, să văd că unde-i. Când ajung la etajul 1, unde era biroul directorului, a managerului, ușa deschisă la birou și baba mea, Lele Grină Tăpălagă, stătea în fotoliu cu directorul. Cu managerul bat la ușă, bună dimineața, Lele Grină. Ce faci aici, Lele Grină? M-a chemat domnul la un cafea. Trebuie să spunem publicului. În această seară, Cristian Pomohaci poartă ceva, o amintire de la Lele Grină. Să ne spuneți ce. Am vrut să vă spun că am venit cu cămeșa care am purtat-o atunci la festival și Lele Grină mi-a dat, era un om deosebit, femeia aia. Avea o vorbă atât de înțeleaptă, întotdeauna știa să spună ceva. Întotdeauna, dacă vă aduceți aminte, era colaboratoarea lui Constantin Brăiloiu și pe tamburii de ceara Institutului de Etnografie și Folclor din București, primele imprimări le-au făcut Maria Precup și cu Lele Grină Tăpălagă. Dumnea ei nu a avut parte să aibă bucuria să țină în brață copii. Dar o purtat cântecul și a spus, cel mai drag copil pe care l-am avut în viață a fost cântecul. Și atât mi-a plăcut expresia asta încât ajung și eu acum să zic ca Lele Grină Tăpălagă, cel mai drag copil pe care l-am e cântecul. Și iată că după ce ne-am adus aminte... Nu de la domnia ei am furat expresia asta. Într-una din zile, mergând în leșul Ilvei, un sat învecinat cu Rebrișoara, de unde vin eu, am ajuns înainte de slujbă la domnia ei și se știmba, atâta de frumos se știmba, avea niște poale, scârțâieu poalele când merea pe drum domnia ei, foșneu, așa era de impecabil îmbrăcată femeia asta la 80 și a murit la 91 de ani. Și eu a intrat în cameră, a deschis ușa la celariu dulap, un dulap vechi la noi, și a zis, n-am crezut vreodată că am să dau ceva de la omul care mi-a fost mai drag în viață, de la bărbatul meu. Fă bine, ieși și poartă-i obcinșile.
cu sfințeniile port și acum. N-aș vrea să credeți că sunt noi sau de o calitate superioară. Sunt foarte vechi. Nu mă mândresc cu lucrul ăsta ca să nu credeți că vă cer milă și de pomană să ajutați un popă sărac. Numai vreau să vă spun, uitați-vă cum îs 8-5 lele vină pe pălagă. Dar cu astea am cântat, după festivalul Maria Tănase, cu astea am cântat și în Londra, și în Norwich, și în Durham, și cu astea am fost și în Australia anul ăsta. Mulțumesc Mariei Tănase, mulțumesc celor de la Craiova, mulțumesc Radio Televiziunii și Televiziunii Române, mulțumesc acestor oameni mari, mulțumesc acestor oameni mari, mulțumesc publicului. Vreau să spun că nici atunci n-am văzut juriu, mă bucur că nici în seara asta nu văd juriu, dar juriu sunteți dumneavoastră cei care ne susțineți și ne ajutați cu aplauze. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc! Mulțumim părintelui Cristian Pomohaș pentru aceste rememorări și bătrânul Cristian Pomohaș să cânte pentru dumneavoastră, pentru că ați observat și a început discursul spunând că sunt foarte mulți ani de la 1991 și vârsta domniei sale e una extrem de înaintată. Auziți, nici Marinela și nici domnul Constantin, nici doamna învățătoare Marinela și domnul Constantin nu o să spună niciodată că-s bătrân, dar numai nu-și aduc aminte. Așa. Bun, 1997 o aducea în calitate de premiantă pe Carmen Iordache. Cred că mie personal mi-e dor de casă pentru că am alăturat-o județului de unde vin eu, din Prahova, de fapt. Carmen Iordache este din Argeș. Am ținut să fac această rectificare acum și să ne spui în 1997 cum a fost pentru tine. A fost momente emoționante, atunci am câștigat premiul special al jurului. Mi-amintesc cu emoție de acele vremuri. Eu fiind profesoară de cantă popular la Pitești în drum și elevii mei pe acest frumos drum să participe la cât mai multe concursuri și de ce nu în curând vor participa și la Maria Tănase. Ai avut până acum pe cineva, vreun elev care a venit, s-a întâmplat nu, sau urmează? Promit talente Liceul de Muzică din Ulipate din Pitești. Îi dorim succes lui Carmen Iordache în continuare și am să vă invit pe dumneavoastră, dragi prieteni, să asistați la mini-recitaluri prezentate de Constantin Istici, Marinela Zegrean Istici, Cristian Pomohaș și Carmen Iordache. Thank you.
că sunt România, la 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 la. Hai oameni buni și veseloși, hai nu mă arăți pânioși.
mi-a băgat, măi. Hai tu ce când e pat o să aștept. Hai de bolă, mă mântuiește, măi. Chetare, sărac cu bărbatul meu, nu dorme pe lepede, măi. Că dintr-o sută de fuioare, nu i-am pus nicio chetare. Hai și din 550, măi. Oi, nici izbene, nici că măi. Da, măi, bărbate, nu măi, ce-i dacă ne pamparte.
Vă mulțumesc. Îngăduiți-mi să cânt un cântec care nu l-am cântat niciodată și îl aduc în fața dumneavoastră ca un mesaj al iubirii care o port celor care iubesc cântecul popular și pentru tot omul bun, cântecul omului bun, maestre. Și om, e lucru mare, omule.
rugăciune. Omul fain cu haine rele, tătii să vine cu ele, omule. Cine e om de omenie, nu grăiește ce nu știe. Cine e om de omenie, nu grăiește ce nu știe. Care-i om, nu poți să știi, numai să prind la grăie, omule. Când ne-am trăit viața, mă, lume nu mă judecă, mă. Când ne-am trăit viața, mă, judecă-mă de-o-i muri, că noi mai pute iubi, dar omule, judece-mă Dumnezeu, eu fost bine, eu fost rău, dar omule,